Mă bucur să îi avem alături pe Dragoș Stanca și pe Codruța Simina, Press One și Miss Report. Dragoș Stanca de la Upgrade 100. Pare că nici o seară săptămâna asta nu e fără Dragoș Stanca. Poate ne vedem și mâine seară cumva. Mă auziți? Mă vedeți? Suntem aici? Bună seara! Salut Ciprian! Salut mă, Codruța! Bună seara! Salutări tuturor! Mulțumim mult de prezență. O să vă las să porniți această conversație despre fake news as a business. Cred că e o conversație foarte importantă, mai ales poate reușim să mai și demitizăm un pic din ocultele mondiale care ne înconjoară câteodată și să ne uităm și un pic la data, money și business models de asemenea. Eu mă retrag, vă las să construiți o conversație foarte faină. Ne vedem la 9 și 32 de minute sau așa maxim. Mersi, fain. Bine, Ciprian, mulțumim mult. Da, o să încercăm astăzi să povestim puțin despre o viziune probabil nouă sau prea puțin discutată în spațiu public, în opinia noastră, și anume despre ce înseamnă fake news dincolo de procesul natural, dar ușor depășit, al lamentării permanente legate de acest fenomen. În mod evident, suntem aici de două părți ale discuției. Pe de o parte, Codruța Simina, jurnalist care acoperă des zona de fake news, iar noi în partea asta, la altă, ca și rețea de publicitate, încercăm să curățăm cât mai mult putem mediul acesta, încercăm să venim cu soluții, dacă vreți, etice, de monetizare a spațiilor publicitare și analizăm atent ce se întâmplă în acest domeniu. Codruța, nu știu dacă ne auzim, sper că da. Oare legătura funcționează? Mă întreb. O să continu eu până când legătura o să ne permită să intrăm și în dialog. Mi se joptește din cască, Codruța a dispărut, dar o găsim cât de curând. Așa că Ana, poate eu continui văd tu. Ai o senzație că sunt aici. E un fake news. Eu cred că nu ești aici. Bine, vă las. Bun. Bine, acum suntem în regulă. Nu o să pretindem că inițial era vorba să facem un interviu, dar ideea este că am ajuns cumva la concluzia că n-are rost să ne prefacem. Eu ca fost jurnalist, Codruța ca și jurnalist foarte etic acum, de aceea am spus să numim corect această discuție un hard talk și o să încerc să susținem câteva dintre ideile în care cumva, asupra cărora am agreat în urma unei discuții. Ia să vedem dacă acum ne auzim cu Clujul. Eu vă aud, nu știu dacă voi mă auziți. Te auzim și te vedem. Ok, este tot în regulă acum. Bun. Pentru cei care își petrec timpul cu noi în seara asta, discuția de bază este legată de modul în care vorbim foarte mult spre excesiv despre fake news în perioadele electorale, în perioada de pandemie, însă nu se vorbește probabil suficient de mult despre de ce se întâmplă de fapt această treabă și, mai mult decât atât, de ce zgâriem cumva doar suprafața acestui
fenomen. Și din punctul ăsta de vedere, cred că trebuie să agrem ca și societate și ca actori în acest mediu asupra unui lucru foarte evident, și anume că ecosistemul media în zona digitală este compromis. Ne lamentăm mult, vorbim prea des despre efecte și prea puțin despre soluții și despre cauze, unele dintre aceste cauze fiind cât se poate de banale și chiar lucrative. Din punctul ăsta de vedere, vedem foarte des discuții și materiale despre fake news, nu? Vedem asta încă de pe vremea maestrului, între ghilimele, Ion Cristoiu, cu găina lui cu pui vii, încă din perioada în care activam și eu în presă de partea baricadei pe care se află și Codruța și colegii de la Presoan. Însă, între timp, iată, am evoluat, între ghilimele, am ajuns la performanțe de tipul fake news. Vedem peste tot titlurile înșelătoare care au primit vechile minciuni atractive, au primit deja titlul de clickbait. Dar un alt lucru despre care se vorbește foarte puțin sunt și ad-urile, reclamele mincinoase. Zona de fake ads care a venit cumva să completeze peisajul ăsta trist în care ne zbatem acum. Prima idee pe care aș vrea să o reținem în seara asta este că ne uităm prea mult la ce vedem aici, celebre deja știri false despre faptul că au murit foarte mulți oameni, chipurile, după ce s-a făcut vaccinul în fosta pandemie din 1918, că se organizează tot felul de orgii și crime, teorii QAnon și alte elucubrații. Dar mi se pare că inclusiv în ceea ce privește analiza publică a acestor lucruri, și aici o să arunc cumva mingea și Codruței, avem un fel de orbul găinilor, ca să-l cităm pe maestru Cristoiu și găina lui legendară din anii 90. Nu vedem că acest ecosistem este practic încurajat indirect și inconștient, poate, sper, de mari branduri care, folosind platformele open, programatic, sunt de fapt sponsori oficiali ai fenomenului. Lângă știrea cu vaccinul vedem un frumos telecom, lângă cea cu epidemia inventată avem și Orange, să nu se supere Vodafone, îl avem și pe Vodafone alături de știrea falsă cu nebunia Papei Francisc. Un ING Bank aspectuos, mai jos, lângă articolul fals despre cum se distrează bogații lumii și ironia sorții la gradul 2000, un sanador care își afișează mândru reclama alături de o știre despre pandemia de COVID, o știre falsă despre pandemia de COVID. Îmi pare rău dacă am deranjat sponsori sau parteneri, unii dintre ei chiar și ai mei, dar cred că e timpul să vorbim public despre asta. Am vorbit foarte mult în cercuri foarte restrânse, la diverse conferințe unde toată lumea se vaită că da, este o problemă, dar nu se întâmplă nimic în mod concret să se corecteze acest fenomen. Și o să întreb și pe Codruța cum se vede din punct de vedere unui jurnalist treaba asta. Latura comercială a fenomenului fake news. Da. Sper că mă auziți de data asta și mă auziți bine. Din perspectiva unui jurnalist, lucrurile se văd destul de deprimant, în sensul în care a durat destul de mult timp până când subiectul fake news a devenit de interes public. De fapt, asta s-a întâmplat anul acesta în timpul stării de urgență, în perioada de izolare, când
am avut o incidență foarte mare a conținutului fals, care s-a viralizat foarte repede. Și după ce am devenit conștient că totuși avem o problemă cu asta, așa cum spuneai tu, Dragoș, n-am avut și nu avem în continuare un fel de a merge direct înspre niște soluții. Suntem destul de puțini jurnaliști care încercăm să înțelegem fenomenul ăsta și să mergem înspre el cu niște soluții. Noi, împreună cu partenerul meu, Ovidiu Mihalcea, de la Miss Report, noi am încercat să facem newsletterul ăsta în care, desigur că nu ne-am închipuit că o să schimbăm lumea cu el, dar ne-am dat seama că putem măcar să repetăm niște termeni și să ținem săptămânal niște teme în atenția publică. Dar asta este un pas foarte mic, un pas despre care putem să vorbim în seara asta, este ideea asta despre care noi doi am mai povestit și am povestit-o și cu Ovidiu, și anume de a încerca să luăm niște măsuri care să fie disruptive în zona în care se întâmplă relația financiară între branduri și aceste site-uri care trăiesc din informații false, care la rândul lor generează apoi efecte în viața noastră reală. Aici este un lucru foarte important pe care, cum spuneam, am convenit cumva să-l dezbatem, pentru că vedem foarte multe zbateri și acelea izolate în zona presei de top quality, gen Press One și alți colegi, care dezbat foarte mult fenomenul fake news, așa cum se cuvine din perspectivă jurnalistică. Însă aici e un paradox pe care l-am descoperit cumva în discuțiile pe care le-am mai avut cu Codruța și cu colegii de la Miss Report. Pentru că, disclaimer, asterix, așa cum este corect, Miss Report este în portofoliul de reprezentare al Think Digital ca și produs media. Încercăm să atragem finanțare pentru Miss Report și pentru proiect din partea unor branduri pentru a dezvolta acest concept. N-am prea reușit până acum, dar încă există speranță. În discuțiile astea ne-am dat seama cumva că discutăm foarte mult despre efecte și despre cauze ceva mai puțin. Și una dintre cauzele majore din spatele acestui fenomen, și n-aș vrea colegii din departamentele de marketing de la brandurile invocate anterior să se supere, o să urmeze și alții imediat, unul dintre aceste efecte perverse este legat de faptul că avem această regulă absurdă de funcționare a pieței, în care ne dorim, și mă includ, de asta zic, ne dorim audiențe cât mai mari la costuri cât mai mici. Adevărul a devenit, din păcate, dragi colegi de industrie și gânditori cu mintea deschisă, participanți la această poveste, adevărul a devenit opțional. Ne interesează prea mult bottom line-ul, ne interesează prea mult să dea cu verde și o cifră cât mai mare în baza profitului, în baza Excel-ului la rubrica profit și pierderi. Hai să facem un pas în spate. De fapt, ce s-a întâmplat în acești 20 și ceva de ani pe care i-am petrecut în industrie și ce am constatat că s-a întâmplat? Practic s-au automatizat două procese. Odată s-a automatizat procesul de obținere a atenției publicului folosind motoarele de căutare și social media. Google, Facebook sunt companii extraordinare care au inovat fantastic, dar au avut și au în continuare componente pe care nu le pot controla sau nu doresc să le controleze în acest moment, sau care nu este profitabil din punct de vedere al acționarilor să le controleze, deși inclusiv în interiorul Google și Facebook există foarte mulți oameni care sunt deranjați de aceste lucruri. Mai concret,
Facebook produce relativ ușor trafic important pentru anumite site-uri, iar Google oferă instrumente de monetizare pentru aceste site-uri. Există practic o activitate lucrativă de a produce trafic, la fel cum se produce porumb, la fel cum se produce shawarma, la fel cum se produce orice altceva are căutare. Traficul are căutare, trafic producem. Din punct de vedere al adevărului, al informării responsabile a cetățenilor, este ceva total abstract. La fel, ce s-a întâmplat, s-a automatizat procesul de vânzare-cumpărare. De asta vedem cam orice posesor de card de credit poate să deschidă un cont de publicitate și să lanseze o campanie cu efecte interesante adesea. Deci s-a democratizat atât tranzacționarea publicității, cât și obținerea atenției publicului. În vremurile în care începeam eu cariera în presă, numărul de outlet-uri media era foarte limitat. Sigur, cu dezavantajele de rigoare, dar și cu avantajele de rigoare. O știre pe care o scriam pe vremea când eram reporter nu ajungea decât foarte, foarte greu să fie publicată, trebuiau să-și dea acordul niște oameni, un șef de departament, un consiliu editorial, uneori redactorul șef avea ultimul cuvânt, uneori mă mai trimiteau să cer reacții. Ei bine, lucrul ăsta nu se mai întâmplă în acest moment într-o redacție de acest tip, pentru că redacțiile de acest tip au o regulă simplă și anume să producă cât mai mult trafic, care înseamnă cât mai multe click-uri intermediate de platformele globale, care înseamnă cât mai multe date și care înseamnă cât mai mulți bani. Și ca să dăm și cifre concrete, în acest moment în piața din România, la fiecare 1.000.000 de afișări care conține afișarea respectivei pagini, 10 spații publicitare, se pot obține între 5 și 700 de euro. Din nou, fără ca brandurile să fie foarte conștiente că sunt asociate cu mizerii de genul celor pe care le-am arătat la dineauri și fără ca noi ca industrie să reacționăm suficient de coerent și suficient de hotărât împotriva acestui fenomen. M-am trezit peste noapte să semnalez asta, am mai semnalat-o inclusiv pe scena Future Summit anul trecut, puțin mai metaforic așa, dar anul ăsta am zis să fiu puțin mai concret. La fel, la toate conferințele BRAT, la Upgrade 100 Festival, discutăm despre asta, toată lumea condamnă treaba asta, dar odată ajungi înapoi în sediile agențiilor de media, în sediile redacțiilor, oamenii continuă să facă ce trebuie să facă, și anume bani cu orice preț. Din punctul ăsta de vedere, publicații de genul Presoan, care decid cumva să nu intre în acest joc, sunt complet dezavantajate. Codruța, dacă consider că am aberat pe undeva, te rog să mă întrerup și să mă corectezi, jurnalistic vorbind. Jurnalistic vorbind, publicațiile ca Press One sau alte publicații independente, noi încercăm să găsim alte soluții financiare mai complexe, care să nu depindă de acest pay-per-click, care de multe ori nu are nimic de a face cu calitatea materialului pe care publicația îl prezintă. Dar ca să merg mai departe pe ideea ta, cea legată de această, nu știu, mă simt așa, uneori suntem ca în America de Nord și toți vrem să ajungem la aur. De multe ori redacțiile consacrate din România fac asta. Din păcate avem această situație și constatăm că ne aliniem la numitorul cel mai mic. Piața în momentul ăsta înseamnă un dezechilibru major, înseamnă peste 80 de cenți din fiecare dolar care se duce către platforme globale și atenție, în cei sub 20 de cenți, asta sunt cifre de acum vreo 2 ani, cu 23 de cenți, intră și zona de fake news. Deci, practic, în momentul ăsta, sau clickbait, mă rog, clickbait, nu știu în ce măsură, din punct de vedere jurnalistic, se încadrează la fake news, adică ce fac anumite publicații care înșeală prin titlu, nu neapărat prin conținut,
Dar din punctul ăsta de vedere constatăm că cei 20 de cenți se împart și între publicații serioase de tipul celor de la Presoan și între publicații care fie au renunțat să mai fie serioase, pentru că avem și astfel de exemple, fie sunt gândite din start ca fiind neserioase. O să accelerez puțin pentru că timpul trece foarte repede și micile dificultăți tehnice ne-au mâncat puțin din timp. Vreau să vă arăt un exemplu foarte simplu ca să înțelegeți cât de lucrativ este această activitate. Avem aici un material care a generat, după cum se vede singur ca și articol, mai mult decât totalul traficului generat de alte site-uri. Și din nou, pentru a pune degetul pe problemă, haideți să numărăm împreună câte branduri sunt aici. Avem un Huawei, avem Regia Maria, avem Orange, avem branduri respectabile care probabil, fără să conștientizeze neapărat, intră în această morișcă, în asociere cu un conținut care este complet neadevărat și gândit în ideea de a genera trafic și de a mânca aceste afișări. Avem acest exemplu foarte recent dat chiar de publicat de Press One, de asta am și zis să-l includem aici, foarte ironic, adică chiar știrile Pro-TV au ajuns să publice astfel de materiale în această goană nebună după trafic și înțeleg că au fost chiar reacții de genul că inclusiv colegi din zona Trustului Pro au fost bucuroși că a apărut acest material, pentru că nici mulți dintre ei nu sunt de acord. Dar există această presiune din partea agențiilor de publicitate care cer acest trafic, din partea liderilor organizațiilor care vor să rămână numărul unu tot timpul, din partea întregului ecosistem. Deci, una dintre ideile pe care vreau să le subliniez în seara asta este că cu toții suntem parte din problemă, inclusiv cel care vă vorbește acum. Cu toții am cumva încurajat această treabă, dar nu cred că e înțelept din partea noastră să mergem în continuare pe aceeași paradigmă și să nu constatăm că avem o problemă ca industrie, să încercăm să o corectăm. Pentru că în momentul ăsta ecosistemul de fake news, în care includ clickbait-ul, este alimentat pe de o parte de duopolul Google Facebook, care ambele contribuie cu trafic. Colegii știu foarte bine că Google News este o sursă foarte importantă de trafic, dar nu numai asta, ci și instrumente de monetizare a acestui trafic pe care îl produce este adus de aceste platforme globale, dar și de mulți alți playeri, inclusiv unii dintre ei regionali, globali, care au intrat în acest joc. Deci, suntem partea problemei, nu a soluției, atât ca branduri, care vrem prețul cel mai mic sau vreți prețul cel mai mic, dragi colegi de la branduri, atât ca agenții de publicitate care doresc prețuri cât mai mici și comisioane cât mai mari, atât ca rețele, Think Digital, aici în spate este o rețea, care încearcă să facă progrese și să își curețe portofoliul de astfel de practici. Am reușit 100% deocamdată, dar suntem pe drumul cel bun, după părerea mea. Dar și publisherii care, asta e, dacă se cer mai multe afișări, fac mai multe afișări, chiar și branduri onorabile, după cum am văzut, publicul care gustă astfel de materiale, sigur, e o vină colectivă așa puțin mai largă, dar totuși, faptul că noi consumăm produse dubioase și că ne place scandalul și că ne plac minciunile mai mult decât adevărul uneori plictisitor, este și asta o parte a problemei. Nu putem să avem un discurs populist, că nu candidăm deocamdată și niciodată la nimic, să spunem că nu, publicul nu e de vină. Și publicul este de vină și evident zona platformelor globale care spun tot timpul că ele sunt doar o platformă și că n-au nicio responsabilitate. Au o responsabilitate. Și ca să concluzionăm, cum putem repara asta, în opinia mea, noastră chiar, Codruța mă va contrazice după ce o să termin aceste trei ultime slide-uri, dacă va considera de cuvință, din punct de vedere al unui editor. Eu cred că sunt soluții la îndemână. Una dintre ele, pentru a nu intra doar în paradigma de a ne plânge, este că ar trebui o rigoare de tip paid marketplace aplicată și de platformele globale, în opinia mea. De exemplu, atunci când îți deschizi un cont de advertiser sau de publisher în Facebook, da? Când deschizi o pagină de brand care poate să și monetizeze,
ar trebui cerute mult mai multe dovezi că ești în măsură să emiți conținut. La fel cum nu poți să îți listezi o proprietate în Airbnb dacă nu o deții, ar fi bine să existe aceste rigori la înrolarea și deschiderea noilor conturi de advertising și de advertiseri. Nu mi se pare normal ca oricine să poată să deschidă un cont de publicitate în Google sau Facebook și să înceapă să ruleze campanii, pentru că acei actori ar putea fi animați de lucruri mai puțin ok. La fel cum nu poți să-ți deschizi un cont, de exemplu, să-ți închirezi o mașină electrică, da? Pentru că s-ar putea să o furi și să te duci cu ea în pădure. De ce? Pentru că asta ar duce la responsabilizarea tuturor actorilor. O altă soluție este, după părerea mea, rețelele de site-uri jurnalistice. Aici e o problemă legată de industrie în general. Noi, ca industrie, suntem prea focusați pe lucrurile care ne despart și prea puțin focusați pe lucrurile care ne unesc, și din punctul ăsta de vedere, rețelele celor care mai fac încă jurnalism nu există, practic. E foarte greu ca un site izolat, cu un trafic relativ mic, să reușească să obțină bugete de publicitate în paradigma în care tot timpul alternativa este, da, Google dă foarte ieftin, YouTube dă foarte ieftin, sau un site de clickbait sau care are foarte multe știri, nu neapărat relevantă, dar care produce multe afișeri, vând foarte ieftin. O redacție costă mult, un material jurnalistic costă mult, calitatea, și nu putem să oferim prețuri de genul 50 de euro cenți pe afișare pentru un material foarte muncit. Și aici știu că Codruța ați mai avut discuții legate de strategii comune, dar lucrurile nu s-au neapărat concretizat. Nu știu de ce. Pentru că suntem jurnaliști și pentru că suntem niște oameni care au niște ego-uri destul de mari. Și asta cred că ții minte și tu. Da, dar ego-ul există în continuare în industrie în general și cred că acest românism care crede împotriva noastră ar trebui să dispară. Și last but not least, credem că e timpul pentru o abordare de tip responsible advertising, pentru a oferi brandurilor care doresc să-și revizuiască atitudinea vis-a-vis de publicitatea digitală o platformă sau soluții care să ofere un mediu mai curat, mai safe. Și aici demonetizarea site-urilor de fake news și demonizarea, poate, a celor care fac mizerii ar putea să funcționeze. Aici avem o provocare majoră. Este greu să găsești criterii obiective și nu subiective este chiar așa de greu. În a cataloga aceste site-uri, dar te rog, Codruța, cum crezi că s-ar putea face asta? Sau ce criterii obiective ar putea exista? Până la urmă, uite, eu lucrez pe subiecte de investigații, pe dezinformare și conținut fals și propagarea lor de vreo 3 ani. Odată ce înveți să vezi cum funcționează site-urile astea și rețelele care le promovează, înțelegi că există odată niște diferențe fundamentale între redacțiile clasice și aceste outlet-uri de conținut care nu au de multe ori reporteri sau nu au ownership-ul transparent. Nu cred că este, adică ce vreau să spun este că odată ce începi să studiezi ecosistemul ăsta, înțelegi că poți să ajungi la niște criterii care sunt absolut obiective și care aplicate site-urilor sau publicațiilor pot să despartă apele foarte limpede între aceste site-uri care promovează conținut fals sau conspiraționist și site-uri care reprezintă niște publicații în care se aplică toate criteriile jurnalistice. Aici, cu siguranță, este subiectul unei dezbateri mai aprinse, pentru că
discuțiile pe care le-am avut și noi. Noi până acum câțiva ani, Think Digital, am fost reprezentant al Facebook pentru zona de publicitate premium, adică vindeam niște formate publicitare ceva mai cu moți. Și în discuțiile pe care le aveam cu colegi de acolo, am prins la un moment dat nebunia exploziei inițiale a fake news. Dacă ți-aduci aminte, era celebra știre care, legenda spune că ar fi fost produsă chiar aici la noi în România, cu Papa care îl susține pe Trump, nu în alegerile astea, în alegerile trecute. În discuția pe acest studiu de caz, pentru că era foarte viral acea știre cu Papa care îl susține pe Trump, răspunsul care m-a blocat într-o discuție cu cei de la Facebook a fost: de unde știm noi că jurnalistul nu a vorbit cu Papa și acesta i-a confirmat că îl susține pe Trump. Intrăm într-o zonă foarte, foarte ciudată în care trebuie să decidem cine deține adevărul. Dacă avem filtre de a decide cine deține adevărul, dar eu cred că ne complicăm dacă punem problema așa, Dragoș. Până la urmă, nu trebuie să decidem cine deține adevărul. Trebuie să verificăm dacă niște materiale verifică niște reguli și verifică niște criterii pe care ar trebui să le bifeze orice material jurnalistic și care nu sunt atât de sibilinice încât să ajungem să discutăm despre cine deține adevărul. Da. Cred că dacă mergem în zona asta de discuție, ne complicăm. Da, și eu cred că se pot stabili și criterii obiective, de genul dacă are sau nu are o redacție vizibilă, dacă are sau nu are un domeniu web găsibil, dacă poate fi tras la răspundere. Da, dacă vedeți un material de genul celui scris de Codruța legat de un derapaj al celor de la... În cazul dat, că nu e doar vina lor, e doar o instituție de presă la care ținem foarte mult și de asta ne și pasă, cum a fost cazul ProTV, Codruța poate fi dată în judecată de miliardarul ceh care a cumpărat ProTV, poate să aibă probleme reale dacă nu își poate susține punctul de vedere. În schimb, dacă această informație ar fi apărut pe unul dintre aceste site-uri și poate nici nu ar fi fost adevărată, ar fi fost doar un Photoshop cu Bill Gates care susține anumite aberații conform paginii de Facebook a instituției media respective, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, nu ar fi avut pe cine să dea în judecată trustul care deține ProTV sau orice altă instituție medie. Din punctul ăsta de vedere, asta face diferența dintre o companie care își asumă niște lucruri, care are niște oameni identificabili, cum este Presoan, și o instituție care este de tipul știri din toată lumea.net. Am dat un exemplu la întâmplare, care nu are astfel de oameni. Plus alte criterii de genul dacă respectă sau nu GDPR, dacă respectă sau nu standardul IAB de publicitate și transparentizare a surselor de venit din publicitate și așa mai departe. De asta am desenat aici, în discuția pe care am avut-o cu colegii de la Miss Report pentru a pregăti această conversație, am desenat așa o chestie ideală din care am putea să tragem niște concluzii în viitor, dacă am reușit să realizăm un soi de index al încrederii în anumite surse, bazat pe cât mai puține criterii subiective și cât pe mai multe criterii obiective. Poate, de ce nu, asta se va întâmpla. Și last but not least, cred că contextul direct în platforme ar ajuta foarte mult. Vedem inițiative făcute din zona privată în care apar proiecte care oferă în cadrul platformelor, prin plugin-uri, context pentru fiecare știre. Surse alternative, inclusiv rezultate de la fact-checker independenți și așa mai departe. Sigur, din nou, subjectul debate, subjectul discussions. Și pentru că vorbesc prea mult, ca de obicei, o să rog pe Codruța să îmi spună dacă consideră important să completeze cu ceva din perspectiva unui jurnalist. Da, cred că este important să tragem puțin aer în piept și să ne gândim ca branduri că este totuși 2020
Și este puțin cam târziu să mai spunem că nu ne dăm seama că finanțăm aceste site-uri care promovează conținut fals. Cred că trebuie să ne dăm seama că avem niște responsabilități, în afară de faptul că trebuie să optimizăm profiturile și că responsabilitățile astea se duc în niște zone care creează efecte în lumea reală. Și exemplul cel mai la îndemână pe care l-am este un studiu pe care îl citează Reuters la începutul acestei săptămâni și care spune că în SUA și în Marea Britanie teama este foarte mare că cetățenii vor dori să se vaccineze, să se imunizeze în fața virusului SARS-CoV-2 într-o proporție atât de mică încât nu pot să realizeze imunitatea de turmă. Deja există studii și în România care spun că 40% dintre români nu doresc să se vaccineze, cel puțin nu în primă fază. Deci există, iată, și consecințe foarte directe. Consecințele, din păcate, sunt în lumea reală. Da. Online, ele coboară din online, vin în lumea reală și atunci este puțin cam târziu ca branduri să spunem în continuare că noi nu știm că se întâmplă asta. Ba da, se întâmplă. Și iarăși ca un soi de concluzie, pentru că am depășit deja timpul de antenă alocat, cred că e foarte important să renunțăm la ipocrizie, cut the bullshit. Noi am încercat să facem asta, cel puțin la Think Digital, o să încercăm în continuare să susținem inițiative de tipul celor care iată apar. Sperăm să găsim și parteneri de dialog. Nu este vorba de a culpabiliza, este vorba de a constata că avem o problemă și de a încerca să găsim împreună soluții constructive, repet, inclusiv lideri din mari platforme globale admit că există aceste probleme. Vedem încercări timide care sună momentan mai degrabă a mișcări de PR de tip Google News Initiative sau Facebook Journalism Project, care încearcă să mai compenseze din această percepție a faptului că platformele globale nu fac neapărat prea mult bine și vin și cu soluții constructive mai nou. Salutăm asta, încurajăm în continuare, sperăm să se întâmple mai departe. Până una alta, mesajul este hashtag stop fake news for profit. Hai să încercăm să nu ne acuzăm unii pe ceilalți, ci să ne punem la aceeași masă și să încercăm să construim și să găsim soluții. Mulțumim tare mult, e un mesaj foarte bun, e un hashtag pe care cred că o să-l preluăm și noi. Mai avem o sesiune pe disinformation și fake news joi și că o să fie foarte interesant. O să luăm din contentul pe care l-ați pus și voi pe masă, să-l aruncăm și acolo. Discutăm mai mult de Rusia acolo și China, dar poate îl introducem și pe ăsta. Există această componentă, însă ca ultimă idee, oricât de ironic sună, iarăși discutând cu colega Cuța Simina, pregătindu-ne pentru acest dialog, am râs amândoi pentru că ne-am dat seama că există un paradox absolut tragicomic, și anume inclusiv noi, cei care ne preocupăm și ne interesăm și ne dedicăm timp și energie găsirii unor eventuale soluții în aceste probleme, suntem cumva biased. De ce? Pentru că ne place foarte mult să acționăm în aceeași paradigmă. The truth is boring. Și suntem foarte focusați pe manipulările din zona CIA, KGB, FSB, FCB. E o cultă mondială, Dragoș. Toate nu știi tot felul de, ne închipuim tot felul de hacker care stau și scriu să ne influențeze mințile și Social Dilemma încearcă să vină cu aceeași teorie și tot scandalul Cambridge Analytica. În realitate, din păcate, adevărul este din nou plictisitor. Sunt foarte mulți băieți care fac asta pur și simplu ca să facă și ei un ban și atât. If it makes money, it's good business, cum zicea cineva. Succes în continuare. Mulțumim tare mult, Dragoș și Codruța. Dacă vreți să vedeți un site fără fake news, intrați pe futurelenewsasummit.org.
și o să vedeți zero fake news pe acolo. Deși, întotdeauna sunteți bineveniți în rețelele care susțin conținutul de calitate. Să știi că am vrea să... Avem și noi, dar nu știu dacă știați, dar avem și noi o publicație. Suntem și publisheri. Se cheamă futurelinuță.org. E o revistă online fără fake news sau doar un pic ca să nu strice. Deci așteptăm brandurile responsabile să susțină și de asemenea așteptăm publisherii responsabili să-și adune rândurile și să constituie o forță unitară pe interesele comune care nu le știrbesc în niciun fel identitatea proprie și strategia proprie pentru viitor.